Salut și bine m-am regăsit la un nou episod de Minecraft Survival Games. Astăzi ne vom juca pe Survival Games 4 pe Bedlion. Și v-aș ruga înainte să înceapă clipul să nu uitați voi să apăsați butonul de like, să strângem noi, nu știu, 500 de like-uri. Ai fi super super fericit pentru că știți că mă ajută mult. E bine, astăzi filmăm niște Survival Games pentru că deoarece fiindcă nu-i bună Trebuie să mă hotărăsc pe cerul tău să iau, ok? Pentru că... Ok, las-o. Fiți atenți, de ce ne jucăm noi astăzi Survival Games? Pentru că pe ultimul live cineva mi-a spus, un băiat mi-a spus că lui ar vrea să, el ar vrea să mai postez Hunger Games. Iar eu am zis că este un joc destul de fumat și că l-a jucat foarte multă lume, foarte mult timp și acum nu prea mai e vremea lui. Dar el mi-a zis că îi place foarte mult și eu l-am întrebat, adică eu când i-am zis chestia asta, el a zis că lui îi place mult jocul, doar că îi place doar când îl joc eu. Și chestia asta m-a făcut fericit, deci te salut frate dacă te uiți la clipul ăsta și cu siguranță te uiți pentru că mi-ai zis că îți plac clipurile astea și e ok. Deci, da, pentru el fac clipul ăsta și pentru că îmi place și mie jocul, de fapt el mi-a restârnit pofta de a filma niște Survival Games. Și pentru voi, desigur, vedem dacă vă mai place și vouă. De-aia vă cer și eu să apăsați acolo un like să știu dacă vă mai place. Și dacă se strâng peste 500 de like-uri, o să mai filmăm încă un clip. Bun, hai să vedem cum ne vom descurca meciul ăsta, cât de bine o să joc, dacă o să joc. Eu zic că o să joc bine. Deci, da, hai să încercăm. Dar nu o să fac chestia aia de pe vremuri, cum că dă-i drumul de aici. Ia. De ce? Ok. Bun. Tipul ăla e greu cu el. Nu prea știu ce să... Nu știu... Oh my god, încă unul. Nu vreau să mă bat. Ok, o să vină pe aici? Nu, ia pe sus, ok. Bun, trebuie să fug repede. E destul de groasă, băieți. Ok, cred că o iau așa și mă duc undeva în câmp. Trebuie multe iteme, n-am mai iteme de rog, că trebuie iteme. Trebuie sabie, trebuie ceva. Nu știu cum facem, oameni buni. Nu știu cum să ne descurcăm, se pare că tipul ăla acolo sus și el vrea să ia chestul de pe asta. Iar eu n-am luat ruta mea, ceea ce de obicei duce la eșec. Dar hai să vedem dacă cineva a luat chestul din castel. Dacă l-a luat cineva, fuck him. Dacă nu l-a luat, îl pup, pentru că e un șmecher. Ce s-a întâmplat? E bătaie acolo, bun. Bun, e bătaie. Mă duc că e bătaie și vreau și eu. Ok. Oh, e acostumul cu iteme. Mai are? Nu. Ok, era cam sărac om. Unde-i, mă? Uite-l. Azi doi și se bat și... Nu știu dacă celălalt e low. Clean up crew! Here we go, boy! This is how you get the fucking match done! Așa se face! Bun, am... Ha! Uite-l! Nu bate. Nu m-a bătut. Bun, vom mânca acest măr de aur pentru că suntem destul de low în momentul de față și trebuie să plecăm de aici. Mr. Bucci îl chema pe tipul ăsta, lol. Ok, trebuie să plecăm din nou cu ăsta. Trebuie să avem puțin mai multă vizibilitate. Ceea ce vedeți și voi că... Ce prost am sărit. Ceea ce vedeți și voi că nu avem, deci trebuie să ne urcăm undeva, să nu mai stăm printre copaci, să ne ratăm adversarii, pentru că pe tipul ăla nu l-am văzut. Și am avut noroc, practic, că l-am bătut, pentru că aveam armură mai bună decât el. Și armă, adică armă, de fapt arma avea mai bună el. Mă rog, hai să vedem. Deci avem tot ceea ce ne trebuie în momentul de față, după părerea mea. Avem asta, deci ne mai putem face un flint and steel, care din câte am văzut a mers cu lag. Deci hai să încercăm să mai îl punem o dată pe ăsta, pentru că mie mi-a mers cu lag. Ah, ăsta o mers. Lol, ce ciudat arată focul. E așa pătrățos. E că de la textura asta. Bun, hai să vedem dacă putem să învingem pe restul adversarilor care au rămas în meci. Mai avem un golden apple? Nu. Noroc cu acele golden apple-uri, că altfel nu reușeam. De fapt, practic, le-am folosit inutil eu, dar mă rog. Deci stăm pe 14 frame-uri, pe 14 distance, ok, nu știam chestia asta. Și acum să vedem cu ce ne batem. În mijloc cineva? Sau... De obicei, în mijloc e mereu cineva și nu e ok, Rudoplaze-ul ăsta e mult prea... Bate mult prea rău la ochi, iar cu ăsta nici măcar nu merge, deci vă rog frumos, cred că o să scoatem shader-ul. Pentru că nu mă pot concentra, nu e totul perfect când am shader, chiar e greu să joc. Bun. Dar nu e nicio problemă, trebuie să găsim următorul adversar. Mi-am pierdut nimierile alea, ca prost. Da, e ok. Nu știu pe unde ar putea ăștia să fie, pentru că nu mai merge comanda aia cu F3A, care era veche, dar funcționa. Și cred că o să trească să beau și o gură de apă, că se rup de sete. Încolo nu vine nimeni. Cred că
Da, ogura de apă, cam timp. Bun, așa, altă viață. Are gumă, hoțu. Hai să vedem. Cu toate că vedeți și voi că mă plimb în cerc. Urăsc când trebuie să dau de adversari și ei stau ascunși până minele albe. Și vezi că ies de pe subterane, de pe... Deci 5 player mai sunt rămași. Nu știu unde să-i găsesc eu pe ăștia 5. Fapt 4, că cu mine sunt 5. Okay, uite aici o vacă moartă, sau? E un schelet, iartă-mă. Deci nu ești o vacă, ești un schelet. Da. Nu prea înțeleg. Adică am 14 chunk-uri, dar parcă se vede ciudat. Tot e urât. Scrie chunks acolo, nu? Normal. Ah, render this is normal. Da, mă rog, 14 chunk-uri la asta, cred că se referă. Nu mai știu exact. Am uitat și eu ce să fac. Da. Se pare că va fi un match relativ lung, ceea ce e ok, pentru că de obicei meciurile de survival games sunt scurte. Probabil va avea peste 10 minute, pentru că atunci când sunt momente în care te plimbi degeaba, de obicei meciurile sunt mai lungi. Hai să facem schema aia bătrânească, dar nu știu dacă merge. Dacă merge, e șmecher. Practic am irosit ăsta, nu-i așa? Da, cam ești piciur. Bine, mă faci. Hop. Astea trebuie, s-ar putea să întrească la un moment dat în viață. Dar avem cowweb-ul ăsta cu care poți să-ți distrugi adversarii, practic. Wow, deci dacă îmi iese, deci dacă îmi iese un cowweb de ăsta, nici nu mai trebuie frunte în stilul. Aha, bun, hai să vedem. Badland Premium 20%. Ia uite acolo. Cu ei pasă. Uite pe ăștia doi. Mă duc peste ei. E clar, la-i full iron. Nu știu cum îl batem. Vom încerca, promit. Cred că e de la de știe, de se uită în spate. De pa. E nebun rău. Bun. Eu vreau să merg fără să fiu auzit. Cemil Sins îl cheamă. Vă vine să credeți? Sperăm că joacă și fără sunet. Tipul de ce aia pe aici? A, pe aici a luat-o și ăla? Ok. Da, hai Cemile! Cemile, treci la bătaie, Cemile! Ok. Cemil! Cemil, ce faci Cemil? Treci încoace. Vine ăsta la altul. Bun, pe ăsta l-am bătut. Bun, bun, bun. Era low ăsta sau ceva. Și se pare că avea armuri bune, deci le păstrez. Ok, destul de... aveau căcaturi, nu-mi trebuiau, mă rog. O să ies pe aici. Ah, vine deathmatch-ul. Bun, deathmatch în 4. Din câte știu, nu se joacă deathmatch-ul în mijloc. Unde-i mă, Cemil? Cemil Sins, ai plecat? M-ai părăsit? Cemil Sins. Da, pare că nu e aici. Cred că a fugit Cemil. Bă, nicio problemă, noi ne vom descurca și așa. Bun, îmi place că se duce hunger bar-ul aici. Facem echipă, McQueenie, facem echipă. Da, echipă. Îmi place care e fața la, într-o parte. Dar de fapt e fața bine pusă. Doar că, de. Oh, bucată, trebuie să mănânc. Bun. E clară treaba. A, ce ați făcut, mă? Și ăștia-s echipă, nu? Ok, eu le pun paste așa, zici că... Care dăm în mine? Ăștia toți dau în mine? Sunt echipă toți? Nu-i așa? Nu-i așa că sunt echipă? Oh my goodness, I'm dying. Cum să bați, mă, atâți aici, nebun? Cine mă vezi? N-am nicio șansă. Toți erau echipă, nu-i așa? Tipa aia... Doar de curiozitate, tipa asta era cum e în echipă? Sau, că nu înțeleg, nu, cred că, dar am văzut că a dat în mine, a dat de proastă era. Sau tip, sau ce, uite-te la el. No, era foarte slab, cred că. A, era Mahmut Sins și cu Cemil Sins. Frații Cemil, sunteți doi fraieri, noi prostovani, mi-ați pierdut meciul. Oricum, mulțumesc mult de abonanții acordată, dacă v-a plăcut, nu uitați și voi fraților din nou. Fraților, ce urât sună. Trebuie să-mi iasă din vocabular vorba asta, că sună ciudat, nu știu. Eu am fost Alex și noi ne vom revedea, data viitoare. Pa, pa.